dumneavoastră. Nu la asociația pe care o filiala Mehedinți pe care o conduc Asociații Monahiste, din păcate în acest moment noi nu avem fonduri ca să facem un astfel de sondaj, dar pot să vă spun. Ați zis, ați avansat un procent de vreo 32% raportat la populația României, nu Mehedinți. Hai să luăm Mehedințiu ca un eșantion, să fie 30% din Mehedinți monarhiști. E o întrebare. N-am cum să știu, dar pot să vă spun că asociația pe care o conduc nu întâmpină niciun fel de probleme să adune într-un oraș în care simt, cum să spun, implicarea civică e destul de redusă, 200 de persoane la un marș pentru monarhie. L-am făcut pe 8 mai, l-am făcut pilot, am pornit de la Biserica Grecescu. La marșurile astea vin tot felul de persoane. Ia, cum se întâmplă și pe la meeting-uri, pe la greve și așa mai departe. Să știți că nu simt nevoia să apăr oamenii care vin la acțiunile ANRM, chiar au venit monarhiști convinși. Nici din curiozitate vin. Poate că ești din curiozitate. Dar, apropo, deci, componenta monarhistă, în ce proporție intră în programele în programul politic al lui Călim Popescu-Tăriceanu? Domnul Tăriceanu, deși dintre toți candidații este cel care are pe departe cea mai apropiată relație cu Casa Regală, nu face din tema monarhistă o temă de campanie, pentru că, într-adevăr, poate și la solicitarea noastră a monarhiștilor, această tema monarhiei n-ar trebui discutată în campanie, ci eventual după, ea trebuie să vină natural. A fost întrebat, dacă vreți, chiar aseară, în emisiunea domnului Radu Tudor, la Antena 3, și a spus că, din punctul meu de vedere, monarhia este o instituție esențială a istoriei noastre și că este necesară o dezbatere serioasă și că în momentul în care necesitatea se va oglindi din ce în ce mai clar dinspre societatea românească, ea va avea loc. Da. Pe mine să nu mă înțelegeți că eu am retractat sau am retractat că monarhia nu este o instituție importantă în istoria, deci nici nu se pune problema de așa natură. N-am vrut să spun asta, am vrut doar să spun și acum întăresc ceea ce am spus adineauri, că mi se pare o formă de guvernământ nițel depășită pentru etapa și special pentru România. Românii nu mai sunt compatibili cu această formă de guvernământ. Asta chiar voiam să vă întreb. Domnul Negre a avansat procentul acela la nivelul populației României, cam 30%, zice domnia sa, după ceea ce cunoaște, după informațiile pe care le are, că ar fi, că ar avea opțiuni monarhiste sau că ar dori... Dacă la un marș... Cum, și dumneavoastră cunoașteți viața politică românească, poate la fel de bine ca domnul Negrea, și ținând cont și de experiența dumneavoastră de viață și de modul, de mediul politic în care activați, e real un asemenea procent? Nu. Mi se pare... Și când spun, fac acum o legătură și fac trimitere direct la cifrele pe care domnul coleg l-a enunțat adineauri. Deci la un marș participă 200, raportat la populația municipiului Drobeta, atunci se vorbim de 100.000 de locuitori, haideți să facem un procent, să vedem la ce... Nu, dar hai să raportăm la populația activă, că nu chiar cei 100.000 ies peste... V-aș aminti când eram împreună în USL și am făcut acel marș al libertății... 70.000, la 50.000, ce reprezintă? Ce reprezintă? Eu zic să nu ne împiedicăm de asemenea statistici Mai degrabă, eu consider că aprecierea dumneavoastră inițială legată de afirmațiile domnului Victor Ponta legate de problema monarhistă sunt cele exacte. Eu sunt convins și aici sunt perfect de acord cu dumneavoastră că a fost o declarație de campanie. Eu aș merge și mai departe, dar aici părerea mea contează mai puțin în acest context, aș merge și mai departe și aș spune că mie mi s-a părut, de pildă, poate e o părere falsă, mi s-a părut că domnul Victor Ponta începe să piardă din electorat și s-a adresat și electoratului monarhist. Și în această situație a vrut să-i dea acestui tip, acestui segment de electorat, oarecare satisfacție. O creștere. Și o creștere. Da. Deci mai degrabă aprecierea dumneavoastră. Cred că este una de... Acum, sigur, nici nu putem face procese de intenție domnului Victor Ponta, ale cărui relații cu Casa Regală a României, sunt, din câte am înțeles, bune, că sunt în regulă și nu sunt probleme deosebite, așa cum cred că și relațiile președinților anteriori ai României cu Casa Regală, în ciuda unor frecușuri inerente de la începutul anilor 90, au fost niște relații cât de corecte. Au fost chiar niște bariere mai mult decât frecușuri. Au fost niște atitudini ușor, Am zis frecușuri. Am zis frecușuri și poate nu ei, președinții, adică mă refer în primul rând la Ion Iliescu,
aici nu ei au fost cei vinovați, ci contextul politic de atunci. Da, trecerea care, de la o ca, trecerea la bruscă de la, la o, un regim la altul, un regim la altul în așteptările care erau alte, dintr-o dată pluteam în regimul tuturor libertăților posibile, firește că și teama de o libertate totală, absolută, cu revenirea monarhiei, a tuturor fostelor glorie ale partidelor istorice, putea părea la vremea respectivă o chestiune excesivă. Pe când mai bine am păsat Republica Sovietică și iată-ne ce fericiți suntem. Nu e sovietică, nu. Hai să nu exagerăm. Păi cine a adus Republica în 1947 în România? Adică... Și acolo să știți că sunt niște circunstanțe, domnule Negrea, în momentul abdicării regelui și cu a condițiilor care au dus la abdicarea regelui Mihai I. Sunt acolo niște lucruri pe care nici azi nu le cunoaștem. Nu se lucidate nici acum tot. Da, să discutăm o dată. Multe controverse. Păi, sigur, e un subiect de discuție și categoric, fără niciun fel de problemă, e un subiect aparte. Domnule Mihart, nu știu, ați auzit declarația lui Traian Băsescu de astă seară? Nu, n-am. L-a făcut corupt și mincinos pe Victor Ponta. Cum l-ați contracarat pe Traian Băsescu într-o campanie electorală în care, iată, sunteți, fără vreți, nu vreți, implicat? Păi, domnul Băsescu e învățat cu atitudinea de asta să facă toată lumea corupt, dar nu se vede că... A, că l-a făcut corupt și pe Iohannis, nicio problemă. Da, deci toată lumea, el e singurul care pare incoruptibil, dar el este cel mai... Dar o să se vadă, după ce nu va mai fi președinte, cred că o să fie tras la răspundere, că a beneficiat de imunitate de asta, dar precis după ce va termina funcția, va fi întrebat și despre actele lui care le-a făcut. Cu flota, are multe dosare și el, da? Ce pe părere aveți de, mă rog, de ideea imunității care, de care s-a cramponat Traian Băsescu? Președintele are o imunitate totală. Pentru că asta s-a acreditat, ideea asta s-a acreditat în public. Vorbesc de păcatele lui Traian Băsescu. El nu poate fi tras la răspundere decât pentru declarații, nici măcar pentru declarații politice. Nu poate fi tras la răspundere pentru declarațiile politice, dar nu numai pentru declarațiile politice, nici măcar pentru celelalte acte de care s-ar putea face vinovat. Și aici vinovate sunt două structuri ale statului român. În primul rând, DNA-ul, șefia DNA, că pentru că Daniel Morar a venit cu chestia asta, cu imunitatea totală a președintelui. O falsă imunitate. Curtea Constituțională. E în area acoperire legală, ceea ce spune domnul Bubre, corect, este o falsă imunitate. E în area acoperire legală. Falare, tocmai, asta zic. Putea beneficia de ea, asta este problema. Deci trăim în această societate, în Constituția, în această țară, în Constituția căreia scrie că nimeni nu e mai presus de lege. Cu toate acestea, Băsescu s-a bucurat de un statut deasupra legii. Aș fi interesat să știu care sunt părerile candidaților pe care domniile voastre îi susțineți față de această situație. Apropo de declarația din această seară și la care dumneavoastră faceți referire, n-am văzut-o nici eu, dar... Vă spun în esență, a zis că atât Ponta cât și Iohannis sunt mincinoși și corupți. A spus cumva de Blaga? A amintit de Blaga? Nu. A amintit de cât Berceanu? Am văzut eu, nu. A amintit de Berceanu? Nu. A amintit de Videanu? Nu, a amintit de doamna Udrea, care a zis că e o femeie susține corectă de și... De Robert Anastase a amintit? Nu. N-a amintit. De Falca a amintit? De Pinalte a amintit? Probabil că nu și-a adus aminte. Sau rămâne ca mâine seară la aceeași oră sau la o altă oră să iese și să amintească și de cei de care face, la care facem noi referire. Acum, venind la întrebarea la care dumneavoastră a spus-o și la tema ridicată, spuneam adineauri, Traian Băsescu nu face altceva decât asistăm la ultimele zvâcnire ale lui. Vreau să vă spun că el însuși, dar nu numai, și anturajul lui este speriat. El vede că pierde teren, vede că oameni care până ieri sau alaltăieri, structuri care până ieri sau alaltăieri i-au fost devotate și i-au făcut jocurile timp de 10 ani de zile, încep să-l lase. Îl lase din brațe, iar el știe că după 16 noiembrie va face potecă la celelalte structuri pe care până acum le-a ținut în brațe, el pe aceste structuri, dar și structurile
respective pe el. Este vorba și de acest DNA care a arestat, a terorizat oameni politici, jurnaliști, oameni de afaceri, o parte din ei pe bună dreptate, o altă parte din ei fără să aibă motive bine întemeiate. N-au făcut altceva aceste structuri, DNA, Curtea Constituțională, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție și alte și alte structuri, n-au făcut altceva decât i-au dat apă la moară lui și celor din anturajul său apropiat. Nu vor scăpa, fără niciun fel de problemă. După 16 noiembrie și odată cu constituirea unei majorități, indiferent că va rămâne aceasta sau că va fi constituită o altă majoritate la nivel de Parlament, acest regim trebuie dat la o parte și toate aceste structuri trebuie înlăturate. Nu se mai poate continua. Este una din marile dorințe ale cetățenilor și ale populației. Și așa cum spunea Victor Ponta și dumneavoastră făceați la începutul emisiunii o referire la sloganul lui Victor Ponta. Eu aș spune că un alt slogan al lui Victor Ponta este până la capăt. Deci acest slogan... Sună cam amenințător sau... Nu. Deci până la capăt și lumea dorește, deci marea majoritate a cetățenilor din această țară dorește dreptate până la capăt. V-ați simți bine dacă președintele, eventual, cel care va fi ales, dacă va fi ales Victor Ponta, v-ați simți bine sau confortabil dacă s-ar situa deasupra legii, așa cum s-a situat Traian Băsescu? Nu m-aș simți confortabil. Pentru că nici eu, ca și majoritatea cetățenilor din această țară, ne-am săturat de un președinte timp de 10 ani care s-a situat deasupra legii. Nu. Președintele, așa cum discutam, trebuie să fie un președinte care să unească, un președinte care să fie distant, un președinte care să știe că și să arate că este un președinte al tuturor românilor. Poziția lui Călin Popescu-Tăriceanu față de această respectare, zic eu, inflexibilă, până la urmă, a Constituției, că de aceea e Constituție. Cred că nimeni nu poate să-i conteste domnului Tăriceanu pedigriul de luptător autentic, politic, cu Traian Băsescu. S-a văzut și în guvernare, s-a văzut apoi și în timpul guvernării PDL și când s-a constituit USL, etc. S-a văzut și acum când domnul Călin Popescu-Tăriceanu a inițiat discuțiile pentru o nouă suspendare lui Traian Băsescu, care încalcă Constituția cum respiră, adică nu, ați văzut și după amiază, nu poți președinte în funcție să apară la televizor spui că susții pe Lena Udrea sau pe oricine altcineva, pentru că a încălcat grav și literar și spiritul Constituției. Ceea ce mi-aș dori eu și accederea domnului Tăriceanu în funcția supremă în stat este o garanție, ar fi ca după noiembrie 2014 aceste instituții de forță despre care cu toții vorbeam aici să funcționeze independent. În aceste instituții, chiar și acum cum sunt încălecate, sunt și foarte mulți profesioniști. Ideea nu este să schimbăm șaua pusă de Băsescu cu șaua pusă de Ponta, Tăriceanu sau altul. Acesta era sensul întrebării. Da, aceste instituții trebuie lăsate să funcționeze, iar dacă Traian Băsescu, și bănuim cu toții răspunsul, se face vinovat de încălcarea unor articole din codul penal, nu pentru că e o comandă politică trebuie să răspundă, ci trebuie să răspundă pentru că a încălcat legislația. Să funcționeze. Asta este ideea. Ceea ce s-a întâmplat în anii ăștia, în multe cazuri, n-a fost justiție. A fost un cir mediatic și, cum să vă spun, s-a ajuns la niște abuzuri. Ne apropiem de finalul emisiunii, chiar la final. O întrebare scurtă și un răspuns scurt. Cum vedeți, care este, după părerea dumneavoastră, care va fi, după părerea dumneavoastră, finala prezidențială? Cine își vor disputa turul lui? Domnul Vuvrea. Domnul Victor Ponta și domnul Popescu Călin Tăriceanu. Domnul Mihart? Da, și eu, la sentimentul colegului, tot așa. Domnul Negre? Domnul Tăriceanu cu domnul Victor Ponta. Și atunci să vedeți dezbateri. Da. Domnilor, să fie așa precum ziceți dumneavoastră. Vă respect și anticipările și punctele de vedere. A fost o emisiune electorală, sper o emisiune sinceră și agreabilă pentru
toate părțile implicate. Vă mulțumesc pentru participare. Vă doresc succes în campanie. Stimați telespectatori, aici se încheie emisiunea noastră din această seară. În, la Tribuna Societății Civile ne vom reîntâlni lunea viitoare la aceeași oră. Până luni, însă, cu mine vă întâlniți și joi la emisiunea Ecouri din Poiana lui Iocan. O seară plăcută tuturor. La revedere! Cântă-ne cântecul care va putea deveni imn național. E scris, versurile sunt scrise acum 100 și ceva de ani, dar cântecul e foarte valabil, mai ales azi. Se numește Nus Parale. Autorul se numește Vlahuță. Să vedeți cât de bine știa Vlahuță situația României financiare și materiale în general. Greu la deal și greu la vale, nu-s bucate, nu-s parale, toți sunt lefte. Negustorii n-au afaceri, preoții n-au cu lumnii, moacele n-au pace. Lanurile-s părăsite, nici imagi, nici pentru vite, apele au secat. Goi flămânzi copii zbiară, gospodarii au plecat în lume să ceară. Țăranul mă măligă, nu-s parale, nu-s. Ce mai construiți palate și orașe ca n-apus, știți voi ce-i lasate, nu-s parale, nu-s. Nu-s parale, nu-s. Nu-s parale, nu-s, nu-s parale, nu-s.